Bună, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, ca această zi să fie ziua pe care tu aștepți atât de mult, ziua în care să se pogoare Duhul Sfânt peste viața ta. Dacă tu mergi la biserică cu acest propozit, cu această credință, cu această convingere, cu această dorință, eu vreau să primesc Duhul Sfânt, eu am determinat să primesc Duhul Sfânt în această zi, atunci mergi pregătit, mergi pregătită, ca și cum te-ai căsătorit, ca și cum ai merge pe altar să te întâlnești cu mirele tău, cu mireasa ta și din amândoi să fiți o singură carne. Și să faci din Dumnezeu un singur Duh cu tine. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Observați, dragul meu, draga mea, oricare ar fi problema prin care tu treci, în care trăiești în zilele actuale, oricare ar fi problema pe care tu o poți trăi în viitor, oricare ar fi situația în care te găsești în momentul de față în care ești, când tu primești Duhul Sfânt, tu ai direcția corectă, perfectă, ca tu să le rezolvi. Dumnezeu e mare. Dumnezeu nu e Dumnezeu de lucru mici, de lucru mititele. Dumnezeu e Dumnezeu de măreție, de perfecțiune, de glorie, de maestate. Și tu poți vedea asta în creația Lui. Când tu privești spre cer și vezi stelele, soarele când strălucește, marea, pădurile, când tu observi aceste lucruri, când tu observi copilul, copilul atât de pur, de inocent, zâmbetul unui copilaș, acolo este Dumnezeu, acolo este creația lui Dumnezeu, chiar și al animalelor, în creaturi. Doamne, tot ceea ce Dumnezeu a creat este perfect. Și Dumnezeu însuși a spus, după ce a creat totul, El a spus, El a văzut că totul era foarte bun. Era foarte bun. Și Dumnezeu nu face nimic mai mult sau mai puțin. Dumnezeu nu face o viață mai mult sau mai puțin. Ori El dă viață, ori El nu dă. Și aș dori să puneți atenție, pentru că atunci când Domnul Iisus a spus ca noi să iubim inamicii noștri, să facem binele pentru cei ne vor răul, să binecuvântăm pe cei care ne blesteamă, El ne dădea rețeta Fiului lui Dumnezeu, de El însuși, a Lui însuși, a imaginii lui Dumnezeu, a imaginii lui Dumnezeu. Observă că El, Iisus, a spus pentru ucenicii Săi, pentru urmașii Săi, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Priviți. Atunci, tu poți vedea în istoria, în viața lui Iisus, perfecțiunea. Chiar acolo pe cruce, fiind blestemat la început de cei doi hoți, dar la un moment dat, unul din ei a recunoscut că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a apelat, i-a cerut, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în paradis. Domnul Iisus a uitat toate lucrurile rele pe care le-a spus cu minute în urmă și i-a spus, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în paradis. Fiți desăvârșiți. Atunci, când persoana are imaginea lui Dumnezeu, mai bine spus, când persoana are Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, cum a fost cu cazul Domnului Iisus, Duhul care l-a înviat, când persoana are Duhul lui Dumnezeu, are Duhul Sfânt, care este motivul campaniei focului sfânt din Israel, atunci ea devine perfectă
cum perfect este Tatăl nostru cel ceresc. În alte cuvinte, în mod natural, Duhul Sfânt va face în ea o nouă creatură, o nouă gândire, o nouă inimă, ochi curați, buni, gura nu va vorbi lucruri greșite, prostii, nu va bârfi, nu va critica pe nimeni, gura doar va servi pentru a lăuda, pentru a adora și pentru a glorifica pe Tatăl cel Ceresc. Asta când persoana are Duhul lui Dumnezeu. Când ea are Duhul lui Dumnezeu, este perfectă. Cum Domnul Iisus a spus, fiți desăvârșiți cum este Tatăl vostru care este în ceruri. Dar cum noi putem fi desăvârșiți, domn episcop, trăind într-o lume de imperfecțiune, de răutate, de lucru crude, de blesteme, de minciună, de înșelăciune? Cum e posibil? Cum e posibil să fii perfect într-un loc de lume imperfectă? Ne. Domnul Iisus a trăit într-o lume la fel ca a noastră, la fel ca a noastră, și a fost perfect. Vezi ce a făcut cu el, dar el a fost desăvârșit, a fost perfect. A, poate spui, dar Iisus era Iisus. Da, într-adevăr, Iisus era Iisus. Iisus e Iisus. Dar Duhul care era în Iisus este în tine. Se presupune că este în tine. Dacă tu crezi, atunci dacă Duhul lui Hristos este în noi, atunci noi trebuie să fim desăvârșiți cum El e desăvârșit. Înțelegi, dragul meu, draga mea? Fiți desăvârșiți cum desăvârșit e Tatăl vostru cel ceresc. Acum tu vezi diferența între cei care sunt fii ai lui Dumnezeu, care obligatoriu sunt perfecți și în mod natural sunt perfecți. Nu este perfecțiune în sensul ăla, eu nu mai păcătuiesc. Nu, noi mereu vom comite greșeli, vom comite păcate. Pentru că noi trăim într-un corp al păcatului, un trup care este firesc, carnal. Noi purtăm trupul păcatului. Pavel spune, cine mă va scăpa de acest trup? Cine mă va scăpa? Doar Duhul Sfânt. Doar trăind în Duh. Atunci El, Dumnezeu, în persoana Duhului Sfânt, face posibil ca persoana să fie perfectă în inima ei. Care este tema studiului nostru în această miercuri și toți sunt invitați în toate bisericile, în toată lumea, toți episcopii și preoții vor lucra arătându-vă cum e posibil să aveți o inimă perfectă. Pentru că doar cine are o inimă perfectă este binecuvântat, este numit de fiu al lui Dumnezeu. Acum, observați, există cei care au o inimă perfectă, există și cei care au o inimă imperfectă, o inimă de acord cu Tatăl lor care este în infern, care se plimbă pe pământ, stârnind răul, războaiele, ura, nedreptățile. Atunci cine are Duhul diavolului face răul. Doar dorește să facă răul pentru aproapele său. Omoară, fură, comite adulter, trăiește în prostituție, minte, înșală, face tot ceea ce nu e bun, tot ceea ce diavolului îi place. Este un fiu al diavolului, pentru că face voia tatălui său, care e diavolul, căruia îi place să insulte, să confrunte pe Dumnezeu prin fiii săi, cu fiii săi, fiii satanei. Dar Dumnezeu e atât de milos încât El întinde mâna pentru fiii diavolului de asemenea. Fiii diavolului, chiar dacă ei fac rău, Dumnezeu le dorește binele. Nu este asta ce Iisus spune? Că El face ca soarele său. Iisus spune că Tatăl face ca soarele său, lumina lui
tot ceea ce El a făcut de bun să vină și peste răi și peste bun. Și ploaia când coboară vine și peste drepți și peste nedrepți. Dumnezeu e bun. Omul care e rău, care aude și ascultă de vocea tatălui său aici pe pământ, care e diavolul, este cel care face lucrurile rele. Dar Dumnezeu știe că ei fac aceste lucruri rele pentru că sunt posedați de rău, de duhul răului. Cine are duhul binelui face binele, face ceea ce este bun, face binele. Cine are duhul lui Dumnezeu are duhul celui bun și face ceea ce e bun, ceea ce e bine. Cine are duhul celui rău face ce este rău. Atunci aici tu vezi diferența între cei care sunt și nu sunt fii ai lui Dumnezeu. A, domnule episcop, dar eu nu fac rău nimănui. Tu poți să nu faci rău nimănui, dar dacă tu ai un sentiment de ranchiună, de invidie, de invidie, de ochi răutăcioși față de vecinul tău, prietenul tău, cunoștința ta, sau fostul tău soț, sau fosta ta soție, sau fiii tăi, sau părinții tăi, atunci tu porți duhul răului în interiorul tău, pentru că acesta este duhul diavolului. Duhul diavolului incită la ranchiună, la invidie, la a dori lucruri care nu sunt bune. Tot ce nu e bun, tot ce e putre, tot ce e murdar, el incită, stârnește copiii săi să facă ca aceștia să îl confrunte pe Creatorul cerului și al pământului. Dar Creatorul continuă cu mila sa, cu mâinile întinse pentru toți cei care îl invocă cu sinceritate, cu o inimă perfectă, o inimă desăvârșită, pură, o inimă care dorește, are sete, are foame de dreptate. Dragul meu, draga mea, ascultă cu atenție. Domnul Iisus spune pentru tine, pentru mine, pentru noi toți, fiți desăvârșiți cum desăvârșit e Tatăl vostru care este în ceruri. Această perfecțiune tu o vei învăța cum în această miercuri. La orice locaș al Duhului Sfânt noi vom avea un studiu al acestui subiect și vă va arăta cum să schimbați această inimă rea, injustă, imperfectă. Vei vedea cum e posibil ca tu să decizi să schimbi această inimă. Exact. Dar, domnule episcop, inima nu este ceva ce e imposibil să fie controlat. E adevărat. E imposibil să controlezi dorințele și poftele inimii. Totuși, tu ai o armă. Dumnezeu ne-a dat o armă, cuvântul Lui. Și cuvântul Lui care învață cum să confrunți și să schimbi inima ta, tu vei primi în această miercuri la orice locaș al Duhului Sfânt. Dimineața, după amiază, seara, în special, tu ești invitatul nostru. Bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să fie ziua de astăzi glorioasă pentru tine. Felicitări pentru tine care deja ai primit Duhul Sfânt astăzi. Și eu spun, deja ai primit prin credință să mergi azi la locașul Duhului Sfânt și tu vei primi Duhul Sfânt. Într-adevăr, deja ai primit, mergi doar să consumi acest fapt cu o inimă strălucitoare, dăruind-o pe altarul celui preanalt. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și pe mâine, numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Mulțumită lui Dumnezeu.